Bun găsit, dragi telespectatori, din nou de aici, de la Brăila, de pe malul Dunării. Continuăm periplul nostru cu care v-am obișnuit de ieri, adică proiectul televiziunii publice, TVR Cluj și stațiile teritoriale ale televiziunii publice. Suntem văzuți la acest moment și pe TVR 3, TVR Internațional, TVR Moldova, adică mai toate canalele televiziunii române. Continuăm acest periplu, așa cum v-am spus. Suntem aici la Brăila. România continuă proiectul televiziunii publice. Alături de mine, în prima parte, domnul Francisc Iulian Chiriac, domnia sa fiind președintele Consiliului Județean Brăila. Bună ziua, domnule președinte! Bună ziua, dumneavoastră! Mulțumim că ne găzduiți în județul dumneavoastră. Cu mare drag! Și domnul Ionel Cândea, domnia sa fiind directorul Muzeului de Istorie al Brăilei. Bună ziua, domnule director! Bună ziua, Muzeul Brăilei Carol I! Scuzați-mă că n-am avut aceasta, dar v-am lăsat pe dumneavoastră ca să fie și mai bine. Domnule președinte, am realizat până acum 3-4 emisiuni și întrebam pe interlocutorii mei la început de discuție ce înseamnă pentru dumneavoastră Dunărea și Brăila. E foarte complicat să vă spun, dar într-un cuvânt totul. Sunt brăilean, iubesc acest oraș, iubesc aceste locuri, m-am născut aici, am învățat aici, am crescut aici, m-am format aici, am fost și am muncit și în țară, dar m-am întors acasă la Brăila. Pentru că de fiecare dată consider eu personal că trebuie să lăsăm, după ce am învățat, după ce orașul, oamenii din Brăila ne-au dat atâtea lucruri, trebuie și noi la rândul nostru să venim acasă, să începem să dăruim și noi generațiilor care să vină, astfel încât frumos, această nobil. Comunitate să crească așa cum era ea odată. Asta îmi doresc eu personal. Domnule director? Brăila, oraș și județ, spunea Iorga în 1929, sunt un punct de viziune și de energie în viața țării. Convins sunt și astăzi că Brăila rămâne un punct de energie și de vioicină în viața țării, dat fiind, pe de-o parte, vechimea extraordinară, drumurile pe care le-a deschis Brăila întregului spațiu românesc, pentru că trebuie să știți că în 1368, ianuarie 20, cel mai vechi document care pomenește precis, sigur, numele orașului, este dat de Vladislav Laicu, domnul țării românești, ca privilegiu pentru necustorii din Brașov. Este actul nostru de naștere, obișnuim să-i spunem. El se află actul la... Actul de bază. Actul de bază. El se află la Brașov, la Arhivele Naționale, la privilegii, numărul 7. Este un document esențial pentru noi. Are și un fragment din primul sigiliu al țării românești în vremea lui Vladislav Laicu și, prin urmare, un lucru cu totul excepțional, el conferă deja negustorilor brașoveni în comerțul de tranzit peste țara românească, conferă privilegii. Negustorii care duceau mărfurile de la Brașov aici la Brăila pentru a fi preluate de aici, din spatele nostru, cu corăbii care trebuiau să meargă în Marea Neagră și mai departe, spre Mediterana, spun acești negustori și aceste privilegii erau extraordinare. Ei plăteau tricisima o singură dată, nu la dus, deci nu când aduceau mărfurile lor, ci când se întorceau. Când se întorceau cu mărfuri aduse din tot spațiul mediteranean. Foarte frumoasă această pledoarie. Domnule președinte, aveți o obligație fantastică, istorică, din tot ce am auzit de la domnul director. Cu siguranță, cu siguranță, nu numai obligație, dar și o răspundere foarte mare. Absolut. Și mă onorează acest lucru și vă spun foarte sincer că pun la bătaie toate cunoștințele mele, toată dorința mea, tinerețea, și am și oameni alături de mine cu mai multă experiență decât mine, astfel încât acest oraș și acest județ, pentru că toate lucrurile frumoase și proiectele mari de anvergură le putem face doar în echipă. Poate vorbim un pic și despre aceste proiecte de anvergură. Cu siguranță. Care au fost bifate deja și care sunt pe rol acum. Unele sunt bifate, mai avem și idei foarte bune în care ne dorim să accesăm, în primul rând, fonduri europene, în al doilea rând, fonduri guvernamentale, dar să știți că și din surse proprii încercăm să facem proiecte sustenabile pentru acest oraș și pentru acest județ. Dumneavoastră cum vedeți? Pentru că dumneavoastră dintr-o altă perspectivă. Păi nu vedeți. Pot decât să preiau cele spuse de domnul președinte cu privire la proiecte serioase, proiecte mari, proiecte adevărate. Păi unul dintre ele este proiectul
binecunoscut al podului peste Dunăre, de atâta vreme așteptat. Ei, trebuie să știe toată țara, toți cei care ne privesc, că acest pod a început și că primii care au lucrat pentru acest pod sunt cei de la muzeu, sunt cercetătorii de la Muzeul Brăilei Carol I, care au realizat anul trecut descărcarea de sarcină arheologică a suprafeței prime care va fi atinsă la lucrări, care au început deja, și acolo se poate face un reportaj cât se poate de interesant, cu traversarea în timpului, sigur, cu multe alte lucruri. Sigur că da. Patru și sigur că e pe malul Dunării, deci pot peste Dunăre, pot la care, iată, muzeul lucrează. Avem și alte proiecte, un proiect foarte interesant în care ne-am propus cu Institutul de Arheologie Vasile Pârvan din București, cu alte centre de cercetare din țară, să descoperim o serie de situri arheologice așa numite ascunse. Pe drumurile acestea care ne leagă dincolo de Carpați, de Transilvania, Brăila și alte orașe, Focșani și alții de lângă noi, avem încă o serie de lucruri de lămurit. S-a vorbit de atâtea ori despre cavalerii teutoni, care au ajuns până în 1225, când, mă rog, au plecat din țara Bursei, au ajuns până la Dunăre. N-am găsit până în momentul de față, deși eu răscolesc, arheologic vorbind, Brăila din 1986 în interiorul orașului și în județ, nu am găsit până acum urme care să convingă în această direcție. Domnule președinte, ce facem cu Dunărea aceasta superbă ca să devină un adevărat brand național? Din punctul meu de vedere, trebuie foarte mult investit în această Dunăre. Și mă uit la țările vecine, la Ungaria, la și țările riverane Dunării, zona aceea, cu toate că, avem Dunărea traversează și are cei mai mulți kilometri pe granița României, ar trebui să ne preocupe mult mai mult. Și am zis, eu fiind și ca și pasiune, hobby, un pescar, vă spun, de mic copil, tata pescar, mi-a fi plăcut de fiecare dată pescuitul sportiv să fie, da, da, pescuitul să face în anumite reguli, în anumită conduită. Dar eu m-aș reîntoarce la acest proiect de mare, chiar vă rog, cel mai mare proiect de infrastructură din România în momentul de față, podul peste Dunăre, dorit de brăileni de peste 40 de ani. În ce stadiu se află? Lucrările sunt în desfășurare. Suntem în grafic, chiar vorbeam la Ministerul Transportului și cu constructorii. Suntem devansați, în aprilie trebuia pus doar proiectul tehnic, ei au și început lucrările. Și ne dorim foarte mult, chiar și cu vecinii noștri de la Tulcea, care ne înțelegem foarte bine, acest pod va lega rutele astfel încât și de mărfuri, dar și de persoane dinspre Moldova și nordul țării către Dobrogea, astfel încât zona Brăilei să devină o zonă mult mai atractivă. Dar de pod putem să legăm și alte proiecte de infrastructură, să dezvoltăm portul în continuare, pentru că portul poate aduce bunăstare brăilenilor, poate aduce mărfuri, exact cum spunea și domnul profesor Cândea. Brăila, cetatea aceasta de foarte veche, chiar anul trecut am 650 de ani. Am făcut 650 de ani de atestare documentară. Bursa Grâului a fost la Brăila. Iar un lucru foarte important, poate că nu o să ajungem chiar acolo, dar trebuie să devenim orașul comercial care a dezvoltat foarte mult țara românească și să bazeze în continuare pe brăileni, pentru că sunt oameni harnici, oameni deștepți, da. Chiar dacă suntem un județ mic, să știți că suntem foarte hotărâți. Nu contează. Suntem foarte hotărâți. Intervin, domnule președinte, în legătură cu pescuitul, fiindcă e pasiunea dumneavoastră. Eu nu, da, categoric. M-așteptam să fiți nu. Și dumneavoastră. Și mănânc, să știți, nu. Sunt născut pe malul Dunării, dar nu știu nici să not și nici pescar nu sunt. Dar, apropo de pescuit, Brăila, în 1540, în socotelele Brașovului, s-au păstrat câteva file pentru câțiva ani, în care se arată că între ianuarie și noiembrie, deci nu avem până în decembrie, în 11 luni, Brăila vânduse pe piața Brașovului 1.117.000 de kilograme de pește. 1.117.000 de kilograme. Incredibil. Este o cifră pe care a descoperit-o profesorul Radu Manulescu, de frumoasă amintire, pe care a preluat-o Constantin Cegiulescu, un istoric orașului Brăila. Și vreau să vă spun că în anii precedenți, 1540 și anii de după, sunt cifre asemănătoare, aproape. Dar cea mai mare dintre cantități e cea din 1540. Să spunem că în 1538 orașul a fost ocupat, anexat de turci, de soleci. Și toate acestea anul trecut și anul acesta, Brăila este pe primul loc pe programul operațional de pescuit, unde sunt și proiecte
ale autorităților publice locale, dar și proiecte private, unde am atras foarte mulți bani europeni. Deci modelul și public-privat s-au realizat, funcționează aici. Restaurante cu specific pescăresc, am chirhanale, astfel încât să reinventăm sau să regăsim tradiția de odinioară, unde toată lumea când vine la Brăila întreabă, hai să mâncăm un pește. Corect, și atunci încercăm, prin aceste proiecte europene, prin acest program de operațional de pescuit, încercăm să atragem cât mai mulți turiști, astfel încât să prezentăm tradițiile brăilene, lucrurile frumoase care se întâmplau și să revină cu drag la Brăila. Foarte bine și foarte benefic. Vă întrerup un pic, vom reveni imediat în acest minunat și special platou de pe malul Dunării și adierea aceasta ne ajută ca să fim mai energici în această ediție specială. Colegul meu, Paul Olar, care este reporterul nostru special acreditat pe această caravană, tot timpul se află undeva în locuri diferite și mai speciale. Paul, unde te afli? Ai dreptate, Karen, întotdeauna încerc să ajung în locuri speciale. Ei bine, acum sunt pe o navă care are o istorie deosebită. Suntem pe vaporul Mureșul, cel care a fost lansat la apă în anul 1986 din ambiția dictatorului Nicolae Ceaușescu. Se spune că acesta a mers într-o vizită oficială în Egipt, iar omologul său egiptean l-a plimbat pe Nil cu o astfel de navă sau o navă asemănătoare. Lui Nicolae Ceaușescu i-a plăcut foarte, foarte mult acest tip de vapor și a dat imediat ordin ca și românii să construiască o asemenea ambarcațiune. Imediat oamenii s-au întâlnit în șantierul naval de la Oltenița și au construit vaporul. Nava are 96 de metri lungime, 14 metri lățime și 18 înălțime, iar cele trei motoare o ajută să se deplaseze cu 20 de kilometri la oră. Puntea este structurată pe trei nivele, pe ultimul fiind amenajat inclusiv un heliport, este undeva în spatele nostru. Noi suntem pe puntea principală, iar colegul meu Adrian Budnaru de la Iași vă arată acum imagini. Spațiile de protocol ocupă etajul 1, unde se află 4 apartamente și 12 cabine, iar etajul 2 este împărțit de două saloane. Unul are suprafața de 231 de metri pătrați și oferă o adevărată sală de bal. Celor doi soți Ceaușescu li s-au rezervat la etajul 1 câte un apartament individual. Al Elenei era tapetat în roz, al lui Nicolae în bej. Ambele și-au păstrat înfățișarea inițială, iar mobilierul este cel original, format din pată, masă și fotolii toate albe, diferența dintre cele două încăperi fiind dată de o masă de toaletă plasată în apartamentul Elenei. Să știți că finisajele sunt absolut remarcabile, iar tot interiorul arată la fel ca în prima zi, drept dovadă mobilierul, tapetul și carpetele sunt exact cele de acum 30 de ani. Nava aparține de forțele navale și este folosită pentru ședințe de protocol, nefiind inclusă în circuitul turistic, are un echipaj alcătuit din 19 oameni, iar comandantul navei este capitanul Alin Dogaru. Atât de aici, care n-ai legătura, noi vă lăsăm cu acest peisaj superb de pe Dunăre. Da, mulțumim, Paul, întotdeauna, așa cum am spus și acum câteva minute, întotdeauna găsești lucruri și locuri inedite. Cred că foarte mulți dintre telespectatorii noștri care ne urmăresc n-au știut despre aceste date pe care le-ai enumerat la modul cel mai concret. Noi revenim în platoul nostru de emisie de aici, de la Brăila, de pe malul Dunării, alături de domnul Francis Iulian Chiriac, președintele Consiliului Județean, și domnul Ionel Cândea, directorul Muzeului de Istorie al Brăilei. Despre viitor, domnule istoric, cu dumneavoastră începe, da, pentru că dumneavoastră de obicei sunteți, da, obișnuit să, da, vedeți ce s-a întâmplat în trecut. Da, dar dovada că să dorim, vedem cu viitorul, dorim cum stăm. Viitorul e piciorul podului de care vă spuneam, la care noi am lucrat primii, orice s-ar spune și oricum s-ar face. Începutul l-am făcut noi, cei care ne ocupăm de trecut. Felicitări. Dar în ceea ce privește viitorul, sigur că avem și sunt proiecte în derulare la nivelul muzeului, dar sigur și a celorlalte instituții de cultură. Pe mine, în momentul de față, mă preocupă această ducere la îndeplinire a celor două proiecte de care am vorbit, pe de o parte, unul dintre ele urmând să se încheie în 2022.
Dar, pe de altă parte, trebuie să spun că avem o serie de lucruri în așteptare prin Consiliul de Administrație și apoi către Consiliul Județean pentru spații care au nevoie acum, dat fiind creșterea numărului de volume, pe de o parte de la editură, dar pe de altă parte din primirea unor donații extraordinare de carte. Oamenii care ne ascultă, care ne privesc, trebuie să știe că la Brăila există biblioteca lui Perpesicius, există biblioteca profesorului Guboglu, există această bibliotecă a profesorului Mihai Maxim, ultimii doi pe care am pomenit, cei mai mari osmaniști pe care am avut în ultima vreme, și Brăila are nevoie de o asemenea bibliotecă. Apoi, biblioteca de Mostene Rousseau, un savant al perioadei interbelice de primă mărime, la care la fel am reușit să aducem mai bine de 80% din biblioteca profesorului Radu Manolescu, biblioteca Paul Cernovodeanu, biblioteca... Aveți cu ce toate acestea, toate acestea alcătuiesc pentru Muzeul Brăilei Carol I biblioteca documentară de instituție. Noi vrem să vedem studenți care să vină și să cerceteze aceste comori ale cărții. Sunt absolut sigur că... Cu sprijinul Consiliului Județean. Asta județean, și vreau să punctez, că fără Consiliul Județean ar fi mai greu ca să se realizeze toate aceste proiecte. Domnule președinte, la dumneavoastră, pe lista scurtă, în afară de pod, gata, cu podul am înțeles... Podul e foarte important. Foarte important și am până reținut o să trecem lucru. Peste el. Am reținut. Dar lista scurtă ce mai conține pentru viitor? Avem proiecte deja depuse, suntem și în funcție de tot ce se va întâmpla în momentul de față, ne dorim modernizarea în continuare a portului. Eu vă spun că toată zona care leagă Brăila de Galați, pentru că suntem foarte aproape și ne leagă 15 kilometri, această aglomerare urbană, Brăila-Galați, reprezintă a doua aglomerare urbană după capitală. Ne dorim în jurul acestui proiect mare de infrastructură, podul, că m-ați tot rugat să nu-l mai menționez, ne dorim proiecte foarte importante, astfel încât să dezvoltăm zona aceasta industrială, să creăm locuri de muncă, să creăm bunăstare și pentru locuitorii municipiului și județului Brăila, dar și pentru locuitorii municipiului și județului Galați, astfel încât cele două comunități, vrând nevrând, trebuie să ne unim într-o aglomerație urbană, pentru că doar așa putem reuși să creăm iar în continuare proiecte mari de infrastructură. Nu vorbim de aeroport, pentru că deocamdată iar ajungem la un proiect care deocamdată nu este sustenabil. Avem Bucureștiul foarte aproape de noi, 200 de kilometri, dar ne dorim rute de transport către Buzău, către Focșani, astfel încât lumea să poată veni sau pleca mult mai repede, în condiții optime, în condiții normale, către Brăila și, de ce nu, prin Brăila. Eu vă doresc ca toate aceste proiecte pe care le-ați enumerat, pe de-o parte dumneavoastră, domnule director, domnule președinte, să se realizeze înzecit. Dar am vorbit foarte puțin de Dunăre. Că ne întoarcem la Dunăre. Am vorbit de proiecte de infrastructură. Foarte pe scurt, vă rog. Foarte pe scurt. E important ca Dunărea să fie din ce în ce mai legată, sau brăilenii să fie din ce în ce mai legați de această rută foarte importantă de transport naval. Ne dorim ca pasagerile să oprească la Brăila, ne dorim ca vasele, Brăila fiind ultimul port maritim la Dunăre, astfel încât zona se dezvolte și mărfurile să plece de aici pe barge în sus pe Dunăre. Vă mulțumesc foarte mult, mult succes în activitatea dumneavoastră, mulțumim că ne găzduiți, mulțumim că v-ați făcut timp să stați alături de noi și alături de telespectatorii noștri. Mulțumim puțin foarte. Timp, și noi vă mulțumim, puțin timp să vorbim despre Brăila. Vă spun că domn profesor ar vorbi o săptămână despre Brăila. Sunt absolut. Iar eu mai puțin, vreo două, trei serial despre probabil pe această tematică. Dragi telespectatori, dacă tot am vorbit și dacă suntem pe malul Dunării, atunci, bineînțeles că vă propun un foarte scurt reportaj despre hărțile Dunării. Ia să vedem. Cu
Colecția de hărți aparține Institutului de Istorie și Geografie al Schwabilor Dunăren din Tübingen, din Germania, dar și unor colecționari particulari. Hărțile realizate între 1650 și 1800 cu instrumente rudimentare, folosind puncte de reper, reprezintă evoluția cartografiei spațiului dunărean. În tradiția facultății noastre a intrat obiceiul de a găzdui și de a organiza diverse expoziții pe teme istorice sau pe teme de interes pentru comunitatea noastră academică. Iar al doilea fapt, a găzdui o expoziție cu hărți despre spațiul dunărean este un aspect extrem de important. Știm că de-a lungul timpului apa a jucat un rol extrem de important în dezvoltarea economică și atunci considerăm că partea de hartă de cartografie îmbinată cu economia merge excelent. Dunărea este o axă europeană care a fost în atenția locuitorilor continentului încă din antichitate, perioada medievală modernă până astăzi. Dunărea și are importanța ei și merită, mă bucur că aici la Cluj pot să vorbesc despre Dunăre prin intermediul acestei expoziții foarte reușite, organizată de Institutul Schwabilor Dunăreni din Tübingen, Germania. Am revenit pe malul Dunării, așadar am revenit în caravana noastră foarte iubită, tot mai iubită de telespectatorii noștri și le mulțumim pe această cale pentru feedback-ul care l-am primit și ieri și azi pentru toate emisiunile pe care le-am realizat, dar mai avem multă treabă, să știți, o să mai aveți parte de foarte multe emisiuni din cadrul proiectului România Continuă, proiect Dunărea. Acum, în partea aceasta a emisiunii, va fi o parte așa mai colorată, și la propriu și la figurat, alături de mine doamna Camelia Botezatu, fondator proiect Emblematic România. Emblematic România. Sărut mâine, doamnă, bine ați venit! Bună ziua! Mă bucur că sunt aici să vă povestesc despre Emblematic România. Înainte de a o prezenta și pe colega dumneavoastră de platou, doamna Daniela Lungu, de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, numele meu și numele instituției pe care o reprezint. Vă mulțumim că v-ați făcut timp și sunteți alături de noi toți. Vă ascult, doamnă. Emblematic. Emblematic România este un concept al editurii Paideea pe care o conduc. Emblematic în România înseamnă tot ce este mai bun despre România. Înseamnă în sfârșit, absolut în sfârșit tot. Lucrurile pozitive, excepționale, lucrurile pozitive care pot constitui un exemplu de urmat. Înseamnă oameni, locuri, fapte, înseamnă trecut, prezent și de ce nu viitor. Și un patriotism curat. Și un patriotism sincer. Sincer și curat. Da, exact, exact. Și ne gândim și la îndemnul multor prieteni și chiar și din mediul civil, din societate civilă și din administrație, mulți au venit cu ideea ca Emblematic România să fie făcut brand de țară. Dar am spus bine, pentru asta trebuie să punem umărul cu toții. Cu toții. Da. Emblematic România este Dunărea. Da, este emblematică pentru România. Foarte bine că ați atins această tematică, pentru că eu oricum o atingeam. Da, și aș vrea să conștientizăm lucrul acesta și să conștientizăm însemnătatea din toate punctele de vedere, economic, geopolitic, social, multicultural, mai ales multicultural. Și aici știm despre ce vorbim. Știm chiar despre ce vorbim, mai ales aici. Da. Sunt sigur că puteți să ne spuneți și mai multe și despre multiculturalitatea de aici și despre un posibil brand național vis-a-vis de Dunăre. Da, cu siguranță. Noi ca și instituție, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, suntem o instituție de cultură sub ne desfășurăm activitatea Județean, cu sprijinul financiar cel mai important al Consiliului Județean Brăila și cu sprijinul important al Primăriei Municipiului Brăila. Desfășurăm activități ce urmăresc protejarea tradițiilor, conservarea acestora, valorificarea lor sub diferite forme.
pornind de la festivaluri, festivaluri de muzică, dacă tot veni vorba de Dunăre și de tradiție. Festivalul Peștelui care va avea, da, cu siguranță. În toamnă, am auzit deja și dăm din casă. Da, aș vrea să menționez că suntem în derulare a acestui festival, Festivalul Internațional de Folclor, Cântecul de Dragoste de-a lungul Dunării. Așa se și numește festivalul. Da, am și optat să încep cu acest eveniment deosebit de important pentru noi. Deși de-a lungul Dunării sunt popoare diferite, culturi diferite, toți avem un sentiment comun, dragostea. Acestui sentiment i-am dedicat și noi acest eveniment, Festivalul Cântecul de Dragoste de-a lungul Dunării. Așteptăm participanți din țările riverane Dunării. Este un festival de prestigiu, prestigiu ajutat, să spun așa, și de orchestra maestrului Nicolae Botgros. Bineînțeles, fără maestru, bineînțeles, da, nu mai mișcă mai nimic. Un juriu foarte riguros, președintele celor 12 ediții până acum a fost doamna Elize Stan. Și într-o lună faleza Dunării cu siguranță va răsuna, bravo, sub bacheta maestrului. Vedeți, cred că v-ați și făcut niște legături aici, stimată doamnă, pentru emblematic al Dunării, pentru emblematic al Dunării. Cu siguranță, pentru că e o chestiune de simțire, de simțire, da, românească. Da, exact. Și eu insist pe multiculturalitate, exact ce spuneați și dumneavoastră, pentru că asta înseamnă, de fapt, este o pată de culoare aparte care trebuie exploatată. Dar întotdeauna, în momentul în care înțelegem lucrurile, suntem toleranți, în momentul în care se nivelează informația și ajunge la toată și lumea. Impactul este pe măsură. Este pe măsură. Da. Exact. Noi suntem autorii unei colecții pe culte. Deci cultele din România, dar cultele le vedem împreună cu comunitățile respective. Și atunci astfel am intrat în legătură cu comunități diferite și am realizat ce înseamnă, ce bogăție, am realizat aportul comunităților la viața cetății, la dezvoltare. Este extraordinar, de fapt. Și mentalitatea se schimbă. Această toleranță. Exact, exact. Stimată, este doamna, o altă atitudine. N-ați venit cu mâinile goale? Nu. Ați venit cu hărți? Cu hărți. Ați venit cu niște cărți sau albume fantastice? Cu câteva. Noi avem o bogăție de... Am să și arăt la cameră. De lucruri publicate. Da, este un catalog România. Există și catalogele emblematic România. Un concept Paideia. Este cu totul aparte, textele sunt controlate, bine controlate, bine gândite, imaginile sunt de impact. O să arătăm la cameră doar câteva imagini. Uitați-vă, sau ca să ajungem la imaginea cu Sulina. Nu văd cine n-ar fi fascinat de imaginea aceasta. Deci asta este România. România este frumoasă, România trebuie cunoscută, România trebuie văzută, trebuie să o promovăm cât mai mult. Este de datoria noastră. Cum o promovăm, stimată doamnă? Da. Cum o promovăm? România și Dunărea și tot ce am discutat. Aș vrea să încep și eu cu o binecunoscută cugetare. Spune, cine nu-și cunoaște trecutul nu-și poate construi viitorul. Asta încercăm și noi să urmărim, să încercăm să promovăm sub diferite forme, să nu ne uităm valorile. E o altă idee de la care aș vrea să pornesc și aici vorbim despre valori. Aș vrea să aduc aminte de alte două evenimente organizate de instituția noastră în vederea promovării culturii și imaginii orașului Brăila. Mai precis, Festivalul Internațional de Muzică Ușoară. Am început cu cele internaționale, dar avem și naționale pe plan local. Deci ziua festivalul, și festivalul, dacă înțeleg cam așa, bine. Da. O ducem din ianuarie până în decembrie. Foarte fără bine. Nicio pauză. Festivalul Internațional, dacă îmi permiteți, de muzică ușoară George Grigoriu și de jazz Johnny Răducanu, care și-au propus și au reușit cu aplauze să omagieze imaginea celor doi iluștri brăileni, a căror dragoste pentru orașul Brăila a fost întrecută cu siguranță doar de dragostea lor pentru muzică. Brăila este orașul festivalului și concursului și festivalului și concursului internațional de canto Ariclea d'Arclay și a cursurilor de maestrie artistică masterclass
oferite de celebra soprană Mariana Nicolescu, pe care o avem în direct la telefon și care ne vorbește despre istoricul, realizările și perspectivele acestor manifestări de excepție în viața culturală românească și internațională. Sărut mâinile, stimată doamnă! Bună ziua! Îmi face o mare plăcere să vă aud și să vă spun că Brăilei a fost dat să înflorească pe malurile unui minunat fluviu, Dunărea, căruia geniul muzical i-a dăruit sublime capodopere, de n-ar fi să evocăm decât valsul Schöne Blaue Duna, o frumoasă Dunăre albastră de marele compozitor vienez Johann Strauss, ori valsul minunat al românului Iosif Ivanovici, Valurile Dunării, Porto Franco al culturii europene. Brăila avea să fie și locul de naștere în 1860 al aceleia care debuta la 21 de ani, la 1881, pe scena superbului Teatru Rally din inima orașului, înainte de a-și lua zborul spre vaste orizonturi și a fi timp de 25 de ani prima soprană a lumii, legendara Haritleia Darcle, tocmai în acel teatru încântător, ca și pe esplanada Dunării, celebrăm an de an, de aproape un sfert de secol, memoria sa în numele artei sacre a cântului. Festivalul și concursul internațional de canto Haritleia Darcle, cursurile de maestrie artistică Masterclass, pe care le ofer în anii dintre o ediție și alta competiției, s-au ridicat din primul moment la cel mai înalt nivel mondial prin spiritul care le guvernează, prin rigoarea, exigența și comuniunea pe care le-am instaurat de la bun început. Toți suntem chemați aici să învățăm, să visăm la perfecțiunea în artă, la perfecțiunea prin artă. Astfel, fiecare participant la aceste manifestări este în fapt un învingător și nu e de mirare, tocmai de aceea că din 1995 încoace, de când am creat aceste manifestări, au venit la Brăila numai puțin de 2800 de tineri artiști din țara noastră, din alte 50 de țări ale lumii și din 5 continente, după cum nu e de mirare nici faptul că mulți dintre ei se afirmă cu mare succes pe scenele naționale și internaționale. Pentru a da numai două exemple, aș aminti că laureații concursului internațional de canto Haritleia Darcle au câștigat numai puțin de 3 ediții ale concursului Operalia, patronat de tenorul Placido Domingo, după cum la concursul internațional de canto al Chinei de la Ningbo, la care s-au înscris 430 de concurenți, premiul întâi a fost obținut de un tenor român, iar premiul 2 de o mezzo-soprană din România, laureată la rândul lor ai competiției Darcle. Acestea fiind spuse, sunt fericită că pe lângă titlurile ce mi-au fost acordate, medalia UNESCO pentru merite artistice, artist UNESCO pentru pace, ambasador onorific UNESCO, am putut obține înaltul patronaj UNESCO pentru toate manifestările Darcle. Acestea nu se limitează doar la cânt, ci sunt fundamente ale formării complexe a unui adevărat artist. Lecții de abordare subtilă a înțelesurilor ce trebuie exprimate prin magia vocii, prin cânt. Mulțumim. Prestigioasele conferințe susținute de Ștefan Poen, doctor în foniatrie și în muzicologie, îmbogățesc de fiecare dată cunoștințele tinerilor artiști, aviz de cultură ale publicului care prin videoproiecțiile, prin recitalurile și spectacole de operă oferite de tineri interpreți, trăiește emoția întâlnirii cu fabuloasa moștenire muzicală lăsată nouă de mari compozitori din toate timpurile. Momente cu totul speciale au fost acelea pe care le-am trăit pe esplanada Dunării, la concertul extraordinar dedicat centenarului Marii Uniri și celor 650 de ani de atestare documentară a Brăilei, la care erau prezente peste 10.000 de persoane ca întotdeauna,
și care, la auzul frazei pe care am rostit-o, gloria cântului, gloria țării și a primelor acorduri din Hora Unirii, s-au ridicat spontan în picioare, aplaudând și cântând. Foarte, foarte frumoase artiștii gânduri. Artiștii din scenă, corul și orchestra festivalului Darcle, sub bagheta maestrului Marco Balderi. Un singur lucru aș mai vrea să spun. Foarte pe scurt, vă rog, stimată doamnă. Directorul festivalului de la Salzburg spune: nu cunosc niciun alt concurs de canto care să se placeze în toate momentele la un nivel atât de înalt ca acela dedicat memoriei Haricleei Darcle. Această manifestare e mai mult decât un concurs de canto obișnuit. Am înțeles. Este totodată competiție, masterclass și adevărat Mulțumim. Festival al muzicii. Iată ce o face incomparabilă și unică! Bravo, felicitări la mai mare, stimată doamnă, mulțumesc, mulțumim foarte mult pentru aceste gânduri. Vă prăsitesc pe toți cu mare dragoste. Sărut mâinile, mult succes și în continuare. Noi am revenit pe acest platou special amenajat pe malul Dunării și revin la invitatele noastre. Întrebarea mea este așa: cum putem să fim patrioți cu adevărat? Ce trebuie să facem? Păi, în primul rând... E greu? E ușor? Să respectăm tradiția, să cunoaștem tradiția. Cunoscând tradiția, ne cunoaștem și noi identitatea. Nu ne pierdem identitatea dacă ținem pasul cu tradiția. Conservăm, protejăm, valorificăm, facem tot ce putem noi sub toate formele posibile. Fie vorba de joc, fie vorba de muzică, fie vorba de o hartă, de un ștergar, orice. Tot ce înseamnă identitate. De un superb album, exact, cum este da, și pe masă da, la noi. Așa ne păstrăm identitatea. Cum vedeți? Eu zic că ar trebui să ne respectăm mai mult, să ne cunoaștem trecutul, să avem repere, să avem azimut, pur și simplu. Să ne raportăm la ceva, să ne raportăm la lucruri bune. Și atunci ne respectăm pe noi, ne respectăm casa, ne respectăm țara, ne respectăm ca frați, ne respectăm cu toții și înțelegerea este clară și bună. Nu știu dacă colegii mei au reușit să realizeze o legătură telefonică sau un duplex. Un duplex cu colegii noștri de la TVR Craiova. Acolo se află colegul nostru Doru Ciolacu cu un invitat special, un invitat special care are o afinitate aparte vis-a-vis de această caravană a televiziunii române. Doru Ciolacu, ai legătura. E, bună ziua, dragii noștri, salutări de aici, de la Craiova. Ne aflăm chiar în centrul orașului, în fața Palatului Administrativ. E o vreme superbă. Și vreau să vă spun încă din start că vorbim despre o premieră. O premieră în sensul că toate studiourile teritoriale ale televiziunii române sunt angrenate într-un proiect foarte frumos. Caravana România continuă, proiectul Dunărea, iată, este în desfășurare și ne bucurăm să vorbim despre Dunăre. Caravana a fost ieri la Galați, unde colegii noștri de la TVR Cluj și TVR Iași au fost acolo. Astăzi este la Brăila și va urca așa pe calea apelor către Bechet în județul Dolj, oraș port, de care ne despart de aici, de la Craiova, vreo 70 de kilometri. O am lângă mine pe vicepreședinta Consiliului Județean Dolj, Oana Bică. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc frumos pentru invitație! Ce v-a determinat să intrați în acest frumos proiect? Cred că nu ne ajung minutele să vă spun câte motive frumoase am avut să ne alăturăm acestui proiect. În primul rând, vreau să-i felicit pe cei de la TVR Cluj și pe voi, cei de la TVR Craiova. Mi se pare cel mai frumos și cel mai benefic proiect pe care l-a avut TVR-ul vreodată și vreau să încep prin a vă spune că am participat alături de cei de la TVR Cluj la caravana pe care au desfășurat-o anul trecut în Israel cu ocazia centenarului Marii Uniri. Asta este unul dintre motivele care m-a determinat să mă alătur și să ne alăturăm noi, Consiliul Județean Dolj, acestei caravane.
De aceea le mulțumesc celor de la TVR Cluj și TVR-ului pentru că s-au gândit să le fim alături în cadrul acestui proiect Caravana România Continuă, proiectul Dunărea. Este o onoare pentru noi și îi asigur în continuare de tot sprijinul Consiliului Județean Dolj. Am întâlnit acolo oameni profesioniști și acesta este unul dintre aspectele care ne-a determinat să ne alăturăm și mă bucur foarte mult că această caravană va ajuta la promovarea Dunării, la promovarea frumuseților pe care noi le avem în țara noastră și în exterior, pentru că știm foarte bine că această caravană se va opri și la Budapesta, și la Viena, și la Ulm. De aceea este o foarte bună promovare pentru tot ceea ce înseamnă Dunăre, mai ales în acest an în care noi, România, deținem și președinția Consiliului Europei și președinția SUERT. Da, e o tradiție frumoasă aici în Dolj. Știu că au fost niște orășele, porturi, cerealiere pe vremuri. Sunt amintiri frumoase de la acele porturi, bătrânii și-aduc aminte, pentru că au înviorat zona și au înviorat acest fluviu care se numește Dunărea. Probabil că vor mai fi astfel de vremuri. Ca să fiu sinceră, dacă era după mine, toată această caravană se desfășura în județul Dolj, pentru că avem da. Foarte multe localități Sigur. Pe malul Dunării și foarte multe lucruri frumoase de arătat. De aceea îi încurajez și vă încurajez și pe voi la astfel de proiecte pe viitor. Da, este și cetate care este și port cultural, cultural cetate. Da, da, da. Iată, știe toată lumea e poetul Mircea Dinescu acolo, este bechetul unde o să poposească caravana, este calafatul, Distreț, din nou. Sunt da. Foarte multe localități da. Mari. Cu oameni gospodari și localități foarte frumoase și foarte dezvoltate pe malul Dunării. Da, îi așteptăm să vină aici. Dragii noștri, la Craiova, așa cum vă spuneam, e o vreme perfectă. Din momentul când ne-ați dat nouă legătura, sigur s-a schimbat vremea, s-a schimbat norocul și o să aveți vreme frumoasă, sigur, pe toată durata acestui proiect, pe toată durata acestei caravane. Așa că ne luăm la revedere aici de la dumneavoastră și vă urăm succes. Veniți către noi! Mulțumim foarte mult, Doru Ciolacu, mulțumim foarte mult, doamnei vicepreședinte Oana Bică. Da, frumoase gânduri pe care le-am primit cu mare drag aici pe malul Dunării la Brăila. Poate că așa ar trebui să facem această caravană, câte o lună să stăm în fiecare localitate pe care ne-am planificat-o. Ei, oameni buni, s-a discutat foarte mult pe parcursul edițiilor de ieri și de astăzi despre rolul minorităților, despre rolul comunităților care se regăsesc aici într-un număr record. Dacă bine am reținut, aici la Brăila sunt 17 sau 18 comunități ale minorităților naționale, doi reprezentanți de seamă alături de mine în ultima parte a ediției noastre, domnul Adrian Oprea, membru al Comunității Rușilor Lipoveni și consilier al Camerei de Cooperare Economică și Culturală Română-Rusă. Здравствуйте. Здравствуйте, добро пожаловать в наш город. Mulțumim foarte mult. Mulțumim foarte mult că v-ați făcut timp. Domnul Constantin Haraga, președintele Asociației Culturale Filo-Elene Elefteria Calimera. Calimera. La microfon, vă rog. Calimera. Calimera. Bine. Bine că n-am greșit. Stimați domne, care e starea de spirit al minoritarului care trăiește, locuiește, muncește zilnic aici la Brăila? Cred că starea de spirit este una foarte bună. În Brăila, a fi minoritar, a aparține unei minorități etnice, este ca și cum ai avea o podoabă asupra ta. Diferențe între etnii sau, eu știu, discrepanțe de ordin social, profesional și așa mai departe, nu au existat, nu există. Deja, cel puțin noi rușii lipoveni, deci nu de aproximativ 200 de ani, absolut trăim într-o comuniune pașnică, întotdeauna ne ajutăm unii pe alții și participăm activ la viața socială, economică, intelectuală a orașului Brăila. Dumneavoastră cum vedeți, domnule Haraga? Eu mă simt onorat să fiu de origine greacă, dar pe lângă această etnie, eu mai am încă trei origini. Așa este bine unui minoritar să fie cât mai și cât mai. Ia să auzim. Deci am origini grecești, evreiești, tătărești și românești.
Bravo. La dumneavoastră se pune problema? Da, am și eu o străbunică pe linie paternă pe care o chema Maria. Este mama mamei tatălui meu și era româncă. Româncă. Deci, la capitolul acesta, domnul coleg Haraga stă mai bine. Absolut. Da, numeric vorbind. Spuneți-mi, vă rog, povestiți-mi un pic despre activitățile dumneavoastră în cadrul asociației pe care o prezidați. Da, asociația pe care am înființat-o, am înființat-o în memoria bunicii mele. Pentru, frumos. Pentru că eu m-am simțit oarecum dator, am fost crescut în spiritul elen, iar... Mai aproape microfonul. Am fost crescut în spiritul elen, iar eu port numele străbunicului meu. E o tradiție la greci să poarte primul și prima nepoată în numele bunicilor, străbunicilor. Am iar înțeles. Lucrul acesta, când l-am auzit, m-a făcut să mă simt dator să fac ceva. Aveți pentru... Aveți verighetă, soția este tot grecoaică sau? Nu, Filoelena. Filoelena? Așa Filoelena. Se spune, da? Da. Foarte frumos spus. La dumneavoastră? La mine aproape toată familia e formată din ruși și lipoveni. Da? Văd aici consilier la Camera de Cooperare și Economică și Culturală Română-Rusă. Cu ce se ocupă această cameră? Principala misiune a acestei organizații este aceea de a umple breșa creată după anii 90 în plan economic. Dar pe lângă aceste activități economice, ne ocupăm și de latura spirituală, de cultura rusă, de promovarea culturii ruse, de atragerea tinerilor. Aveți biserici pe aici? Absolut, avem 4 parohii. Dacă e să o luăm biserici strict ca lăcașe de cult, ca și clădire, sunt 7 lăcașe de cult. Stați bine la acest capitol. Absolut, toate sunt construite în secolul XIX, pe la sfârșitul 1800. Aici Brăila de fapt reprezintă pentru toți ortodoxii de rit vechi, pentru toți lipovenii din toată lumea, un centru spiritual. Aici se găsește întâi stătătorul bisericii ortodoxe de rit vechi, în al preasfințitul Leontie Izot, mitropolitul de Fântâna Albă. Nu, imediat am să revin la dumneavoastră să vă întreb despre tineri, că știu în mai toate părțile problema, poate nu numărul 1, dar printre primele 2 probleme, tineretul care ori vine, ori nu prea vine către comunitate. La dumneavoastră, activități, festival, cu gătitul, cum stai? Dumneavoastră gătiți... Nu, eu gătește soția. Dar... Filo-elenic. Da. Filo-elenic gătește, da? Da. Care sunt bucatele tradiționale? Păi... Pe care le consumați dumneavoastră, bineînțeles. De sărbători, de exemplu, soția pregătește Hristopsomo, este un aluat cu gust de cozonac, în care este ornată o cruce, iar această pâine se face cu o zi înainte de Crăciun și este servită în ziua de Crăciun. Doamnelor, domnișoarelor care l-ați ascultat până acum pe domnul Haraga, dați o căutare sau mă rog, vă găsiți Hristopsomo dumneavoastră? Hristopsomo se numește pâinea lui Hristos. Căutați-l pe domnul Haraga, pe doamna Haraga și puteți să vă notați niște rețete minunate. Tineretul vine spre asociație? Da, eu am din ce în ce mai mulți tineri în cadrul asociației. Am 4 ansambluri de dansuri și desfășor activitatea cu deschidere către toate. Aveți și vârstele. Simpatizanți? Primiți și simpatizanți? Adică bineînțeles. Eu dacă aș dori să mă înscriu la dumneavoastră... Vă aștept cu drag. Mulțumesc tare mult. Tineretul? Tineretul... În cadrul comunității rușului lipoveni joacă un rol aparte, în special în ultimii ani. Sunt foarte multe programe pe tineret. Adică vin spre dumneavoastră, absolut. Da? Din totdeauna tineretul a căutat să-și însușească valorile, tradiția noastră străveche. La fel ca și la colegul dumneavoastră, absolut. Simpatizanți. Sunt care nu au nimic de a face. Da, am avut simpatizanți. Sunt elevii școlii Alexandru Sergeevici Pușkin. O școală cu specific rusesc, dar unde învață și deci elevi și la de alte... școli stați bine? Aveți, absolut. Aveți școli separate? Da. Fosta clase... școală 21, unde limba rusă se studiază în regim de limbă maternă și de limbă străină. Am înțeles. În care avem și români, și romi, și ruși lipoveni. Așa, așa e frumos. La dumneavoastră, cu școala, cum stați? Adică aveți școli? La Brăila a existat o școală grecească, care acum îi poartă numele recunoscutului Nicos Kazantzakis. Kazantzakis, cum? Și i-a fost dată denumirea tocmai în urma prieteniei cu Panaitis Strati.
Am înțeles. Am și văzut, cred că una sau două, dar una sigur am văzut o biserică minunată undeva prin centru a dumneavoastră când am venit cu colegii înspre Brăila. Da, biserica a fost, piatra de temelie a fost pusă în anul 1864. Doi ani mai târziu urmând să fie... Suntem la final. Spuneți-mi, cu țara mamă, fiecare pe felia lui, hai să spun așa, țineți legătura? Absolut. Există o legătură destul de bună cu Federația Rusă, prin misiunile diplomatice acreditate în România, prin... Există și aici misiune diplomatică? În Brăila nu există, există la Constanța un consulat, iar la București ambasada Federației Ruse și evident încă un consulat. Sprijin din partea autorităților locale primiți? Absolut, deci sprijinul financiare, este la nivel... Cele cu datul cu mâna e mai simplu. De la administrația locală, ci și de la administrația centrală din partea statului român în general. Legislația privind minoritățile... În Consiliul Minorităților Naționale. Absolut, avem și un reprezentant în Camera Deputaților și avem filul de buget. Deci pot să spun că România este un exemplu pentru celelalte țări privind politica minorităților naționale. Asta s-o mai spuneți de multe ori și după ce plecăm. Și am și spusă. Și după ce plecăm noi, spuneți pe unde apucați. Absolut. Dumneavoastră stați bine la capitolul financiar? Nu pot să zic că stau foarte bine pentru nu dumneavoastră personal, comunitatea. Am înțeles, asociația o sprijin cu atât cât pot, nu stau foarte bine, dar... Stimați domnule, îmi pare nespus de bine și nespus de rău pe de o parte că puteam să mai discutăm mai îndelung, dar îmi pare foarte bine că n-am plecat de la Brăila fără să ne întâlnim cu doi reprezentanți ai comunității minorităților naționale. Ei, vedeți, se poate, oameni buni, se poate și fără scandaluri, se poate și fără replici dure și deprisos. Atât de aici pentru astăzi, mâine ne continuăm periplul la Tulcea cu cele două emisiuni de la prânz. După masa, în seara aceasta, însă vă așteaptă o emisiune de excepție de aici, de la Brăila, Cântec și Poveste. Toate cele bune, rămâneți Musai alături de Televiziunea Română. La revedere!